Sebastian Mândroiu, arhitect și cofondator Pictus Studio. Cât costă un proiect de design interior? La noi proiectarea este undeva în jur de 30 de euro, să zicem, dar poate să fie și 40, depinde de complexitatea conceptului și a restaurantului. Și ca să-l realizezi, toată partea asta de investiție poate să înceapă undeva de la 5-600 de euro și să meargă la 1000, 1000 și un pic. Cam asta ar însemna un proiect complet. Și cât durează? Aș recomanda să dureze minim 6 luni. Proiectarea durează o lună jumate, două, ca să fie un proces complet și după aia intrăm pe execuție. De cele mai multe ori ăsta este un termen optimist. Putem să intrăm în detalii în funcție de complexitatea proiectului. Ce consideră tu că ar trebui să facă un client al nostru ca restaurantul său să aibă succes? În primul rând să încerce să vină cu ceva diferit în piață, adică să facă un studiu de piață, să vadă ce există și să nu își propună să copieze lucrurile care există, ci să aducă ceva nou. După asta să-și alcătuiască o echipă cu care să lucreze și în echipă să fie specialiști în domeniul respectiv, fie că sunt arhitecți sau bucătari sau management operațional pentru restaurant. Cred că echipa contează, dar și conceptul în egală măsură și atunci e un mix din cele două. Cum proiectezi un restaurant de succes? Aici e greu, că trebuie să ai chimie cu omul în primul rând, trebuie să aibă încredere că ce vrei tu să faci funcționează și trebuie să și găsești o idee, dar cred că datoria noastră să o căutăm cât de mult și cât de bine putem. Și în momentul în care ai găsit ideea, poți să zici, gata, avem un filon acolo, avem o esență pe care putem să o ducem mai departe. Cum ajută un designer dacă vreau să-mi fac un birou sau un restaurant? Păi, în primul rând, îți poate scoate restaurantul din mulțime. Dacă ai o mare de restaurante care arată și se prezintă cât de cât la fel, designerul poate să vină și să zică, uite, restaurantul ăsta se identifică cu un anumit stil și să-i aducă ceva nou din punct de vedere al designului și designerul poate să-ți aducă oamenii prima dată în locație. Asta este rolul nostru, să facem spațiu suficient de interesant încât clienții să vină și să zică, vreau să intru, vreau să văd ce-i acolo. Ce ți se pare cel mai greu meseria de design interior? Cel mai greu mi se pare să lucrezi cu multe echipe și cu mulți oameni, să pui multe specialități cap la cap, că lucrăm și cu proiectanți de structură, în unele cazuri lucrăm cu proiectanți de instalații, lucrăm cu foarte multe tipologii de oameni pe șantier, sudori, zidari, constructori, finisori, toate lucrurile astea care dau complexitate unui proiect. Mi se pare că designerul trebuie să aibă un overview, o supraveghere asupra lor și aici mi se pare că e o provocare mare, că fiecare proiect are un alt mix de oameni, nu sunt niciodată la fel. De ce ai ales să devii designer de interior? Am avut ghinion că am picat la arhitectură, am intrat la arhitectură de interior și mi-a plăcut foarte mult și aia a fost. De ce ți-ai dorit să dai arhitectură? Că nu-mi plăcea nici la matematică la ASE și nici la drept, la legi și la biologie și la chimie. Nu mi-a plăcut la școală și mi-a plăcut la... aveam banca măzgălită așa cu pixul și m-a ajuns la arhitectură. Am zis că poate fi util. Ce înseamnă că folosiți AI în proiectare? Ne ajută să fim eficienți. E tehnologie nouă care a apărut în ultimul an, ne ajută să fim mai eficienți pentru că generăm niște imagini care durau 2-3 săptămâni în câteva minute. Nu e o tehnologie perfectă, nu e ceva care înlocuiește tot ceea ce făceam ca și proces, dar mi se pare interesant că suntem printre primii care o încearcă. Și cu ce ajută pe fiecare client? Cred că pot să primească de la noi mai repede un rezultat clar și o imagine asupra conceptului pe care vrem să-l facem acolo. Mai repede însemnând a doua zi sau a treia zi față de 2-3 săptămâni care ar fi standardul de livrare. Cum e să vezi un restaurant finalizat și plin de clienți? Care este centrul? E bomba. E de ce? Explică-mi. Foarte tare. Eu când văd un restaurant în care am lucrat noi și văd că e plin de clienți, știu că în primul rând ne-am atins scopul și anume am creat valoare pentru clientul nostru. Businessul pe care el îl începe acolo funcționează, este validat de piață că funcționează și mai mult de atât ajutăm să creăm inclusiv locuri de muncă pentru echipa lui de 40-50 de oameni care îl vor lucra în restaurant. Deci creăm niște momente fericite și pentru el și pentru clienții care vin în restaurant și e o validare foarte bună că suntem pe drumul cel bun. Dacă ar fi să dai un sfat unui licean să apuce de design interior sau să nu? Da, crede că poate să facă cu pasiune, da. Mulțumesc, asta este întrebarea. Thank you.